Facem un unboxing, a sosit coletul celor de la Skip Hop și de la Carter's. V-am spus de ieri că aveți reducere, extra reducere de minus 15% la toate produsele, inclusiv la cele reduse deja. Mai aveți și astăzi, beneficiați de această reducere cu codul Flavia. Spor la cumpărături. Noi am luat niște pijamale pentru iarnă care sunt flaușate. Așa, ce-am mai luat? Am luat, suntem în perioada cu Dino și îl avem pe Dino peste tot, pe periuțele de dinți, pe hăinuțe, peste tot. Seturile astea de body-uri care mi se par foarte, foarte practice pentru Tudor. Și niște boxerași, că trecem prin perioada polițelor. Așa, ce mai avem? Mai avem... Pe Skip Hop găsiți o grămadă de lucruri drăguțe și niște accesorii mega utile, cum ar fi chestia asta, salteluța asta pentru baie, pentru că ei aleargă în timp ce fac duș. Cup holder-ul ăsta care merge la orice fel de cărucior. Pe Carter's, în continuare, puteți să găsiți seturi de tot felul, de pijamăluțe, câte două, trei, da, iubire, de bluzițe, de pantaloni. Economisiți timp și bani. Și avem și jucăria asta, care e foarte drăguță și cu care Tudor se poate plimba în parc. Mi-a plăcut foarte mult și lui a plăcut foarte tare, pentru că aleargă și așa o plimbă peste tot prin parc. Am ajuns la magazinul ăsta foarte drăguț din Piața Romană, BSB. Am venit să văd colecția nouă și o să revin aici cu niște pozici. Zici. Hello, story time! În urmă cu ceva luni am vorbit cu doamna doctor Elena Martin pentru o intervenție de blefaroplastie de care aveam foarte mare nevoie și pe care am tot amânat-o ani de zile, pentru că întotdeauna au fost alte lucruri prioritare, cum ar fi, aveam tot timpul foarte multă treabă, alergam de colo până colo, aveam emisiunea, după aia nu puteam să fac pentru că timpul de recuperare este de o săptămână. Aveam repetiții, iarăși nu puteam să fac, după aia știți povestea, am rămas însărcinat odată, am alăptat, după aia o mică pauză, iar am rămas însărcinată, iar am alăptat. Deci, practic, nu era niciodată momentul potrivit pentru mine, pentru a face această blefaroplastie pe care mi-o doream de mult și de care aveam mare nevoie. Plapa mea superioară, genetic, am o predispoziție genetică, maica mea are forma ochiului așa, plapa superioară îmi... Așa ziceam, genetic, forma ochiului meu, moștenind-o pe maică mea, pleapa superioară era tot timpul căzută, ceea ce, bineînțeles, că s-a accentuat cu ce s-a întâmplat în anii ăștia, adică foarte multe nopți nedormite, oboseală și așa mai departe. Știți voi, dacă sunteți mămici, înțelegeți perfect. Ce vreau să zic este că dacă vă doriți să faceți genul ăsta de intervenție, pentru mine, cel puțin, de ce vorbesc din proprie experiență, durează, intervenția în sine durează 20 și ceva de minute, ceva mega, mega simplu. După aia pleci cu ochii un pic umflați după intervenție, bineînțeles. Însă am fost o fată foarte cu minte, mi-am pus gheață, mi-am pus arnica pe care doamna doctor Elena Martin mi-a recomandat-o și mi-a dat-o acasă. Și practic într-o săptămână îți poți scoate firele. Ce vreau să zic despre această blefaroplastie este că gradul de satisfacție pentru mine, blefaroplastie la pleapa superioară a funcționat super bine, sunt super mulțumită și abia aștept să merg la doamna doctor la clinică, să facem acolo niște poze și să vorbim. Eu pot să spun din punct de vedere al unui pacient ce înseamnă și ce a însemnat pentru mine intervenția, deci nu știu detalii tehnice și așa mai departe, știu doar că am plecat de acolo fără niciun fel de durere, nu m-a durut nimic toată săptămâna, nu m-am învinețit foarte tare, am avut aici pleapa un pic umflată. Într-adevăr, eu sunt și un caz fericit. De obicei mă repar și mă refac foarte repede după orice chestie. Dar da, pentru mine a fost și este un succes. În sfârșit îmi dau și eu seama cum arată ochiul meu cu pleoape la vedere, pentru că întotdeauna eram cu pleoapa căzută și bineînțeles asta a accentuat și aspectul obosit și așa mai departe, așa că sunt super fan.
Aș vrea să-i mulțumesc doamnei doctor pentru cât de frumos m-a tratat, pentru cât de ușor a decurs totul, pentru cât de multă grijă a avut și pentru cât de frumos arată ochii mei acum. Da, o să merg la clinică și de acolo cel mai probabil o să facem niște discuții mult mai profi, ca să zic așa, dar am simțit nevoia să vorbesc și să fac asta din proprie experiență, să spun exact cum am simțit și cât de simplu este să faci niște lucruri pentru tine atunci când este cazul și să nu le mai tot amâni pentru că sunt tot timpul alte priorități. Știți exact ce vreau să spun. Acum să vedem ce facem cu cercanele astea. Da. Hai că pare că astăzi este ziua anunțurilor. Mâine împreună cu Ruxandra Stanciu o să fim la Resail, intrarea în Astonului 6. Pentru că nu se poate, deci efectiv iar se sunt foarte multe chestii și nu mai pot cu ele. Sunt niște chestii foarte drăguțe, de care mi-a fost așa un pic să mă despart, dar aleg un stil de viață minimalist wannabe. Fără foarte, foarte multe chestii care nu îmi servesc, de care mă lovesc și oricum niciodată n-am nimic de îmbrăcat, deși am făcut de chestii. Nu știu dacă înțelegeți, sigur înțelegeți. Când deschizi șifonierul, când vinți în dressing și ai foarte multe haine, dar nimic de îmbrăcat. Trebuie să înțelegeți.